În Craiova au început să se fure până și butoanele de la semafor. Un astfel de caz s-a petrecut în zona Unirea, la pasajul suprateran. Problema nu durează de o zi sau două, ci de câteva luni. Pentru a traversa regulamentar, un pieton trebuie să aștepte până vine din sens invers un altul care să apese pe butonul semaforului de pe celălalt trotuar, care se află încă la locul lui. Cine se plictisește să aștepte, trece pe roșu, la fel ca domnul din aceste imagini. Oamenii dau vina pe lipsa de civilizație a românilor. Vreau să vă întrebăm despre faptul că de aici a fost furat până și butonul de la semafor. Ce părere aveți despre asta? Civilizația românească. Scurt și cuprinzător. Foarte rău că a fost furat. Eu trec zilnic pe aici și trebuie să aștept să oprească mașinile. Deci tot timpul, e foarte rău. E de mult timp? E de cam de mult timp, da. Cred că o lună cel puțin. Dar ce nu se fură lumea asta, în țara asta? E ceva... Sunt mult prea mulți hoți. În țara asta, nu vedeți că ne facem de rușine și peste hotare. Bună ziua! Puteți să vorbim și cu noi puțin despre, tocmai despre butonul de la semafor nu vrem vorbesc, să vorbim. Nu vorbesc, nu vorbesc. Că v-am văzut și reacția. Da. Ce părere aveți? Cum vi se pare? Suntem în România. Și asta spune totul, trăim în România.